Bine ați venit la o nouă ediție de Faci Pariu. Încercăm în acest episod să ne ligem câteva dintre rănile provocate de rezultatele din cupele europene, mai ales din Liga Campionilor. Am fi așteptat alte rezultate, de exemplu în Copenhaga cu Manchester United, răsturnarea aia de scol ne-a terminat. În Bayern cu Galatasaray s-a marcat prea târziu pentru ceea ce ne doream noi. A mai fost și bombița de la Napoli, poate fi considerată o bombă. Deci încercăm să recuperăm cu pariurile de sâmbătă și duminică și nu sunt puține, am prasat vreo 30 de pronosticuri plus 4 bilete pe care s-au jucat cash 1050 de lei. Iar dacă doriți să vedeți pe ce pariem zilnic și nu doar în weekend, este foarte simplu, nu trebuie decât să vă abonați la canalul nostru de YouTube, click pe butonul de subscribe și haideți să facem zilnic pariurile împreună. V-am spus 30 de ponturi, 4 bilețele, toate jucate la Lacom, agenție care v-a lăsat și acum în comentarii 500 de lei bonus, 500 de lei pe care puteți să-i pariați pe ce vreți voi. Încă o chestie foarte faină și tot în comentarii găsiți asta. Dacă vă deschideți acum un cont la LAC și îl și validați, primiți 25 de rotiri gratuite în casino, 25 de rotiri pe care le câștigați oricum, doar cu cont deschis și validat. V-am spus, am ponturi pregătite, toate în schimb sunt în finalul emisiunii. Eu mă voi focusa ca de obicei pe biletele de pariu pe care vi le-am pregătit, restul ponturilor sunt în finalul emisiunii. Am o dublă din Liga 1, mizez pe Poliaș cu CFR Cluj, CFR Cluj care caută să-și recupereze punctele pierdute etapa trecută la Hermannstadt. Eu voi miza pe CFR, câștigă minim o repriză, dar cred că trupa clujeană este capabilă chiar să se impună în Copou. Pentru farul Hermannstadt, pariul este peste 1,5 goluri, farurile favorite la pariul, dar Hermannstadt este pe val în acest moment și probabil își dorește puncte și la Ovidiu. Sâmbătă am trei variante de pariere pregătite, două vin din Premier League, mizez pe Arsenal cu Burnley, unul solist. Același pont le-au și la Manchester United cu Luton, pariez practic pe favoriții, doi dintre favoriții de sâmbătă. Nu avem mare încredere în Manchester United, dar să reținem că și Luton nu este vreo trupă tare a Premier League-ului, chiar dacă a făcut un rezultat mare etapa trecută cu Liverpool. În Bundesliga, Stuttgart, Dortmund, gazdele maxim două goluri marcate și Dortmund marchează, este o variantă de pariere din oferta lac.com. Stuttgart vine după două înfrângeri în campionat, Dortmund tocmai a reușit un rezultat mare în Liga Campionilor, reușind să se impună în fața lui Newcastle. O triplă de pariere și pentru ziua de duminică, Liverpool-Brentford, gol în ambele reprize. Deși țin cu echipa lui Klopp, nu m-ar mira ca aici să vedem și o mică surpriză. Craiova-Dinamo, unul solist, Craiova are și un antrenor nou acum, din câte se pare un antrenor capabil să-i ducă pe lei din bănii acolo unde își doresc. E și un derby pe care, fără îndoială, Craiova vrea să-l câștige, iar Dinamo e cam la nivelul Botoșani, nu joacă mare lucru. Lille-Toulouse, 1x sub 4,5 goluri, este un pronostic foarte des în câștigător în meciurile lui Lille din acest sezon. Vă prezint și biletul lui Lucian, vă prezint pentru că Lucian deja v-a povestit de el, încă de aseară este postat pe canalul nostru de YouTube, 500 de lei pariat, 2000 și ceva de lei profit. Încă un motiv să vă abonați la canalul nostru de YouTube, că uitați, sunt anumite variante de pariere, anumite bilete pe care le postăm în timpul săptămânii. Cam atât pentru astăzi la Faci Pariu, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă invit să dați un like, un share și un subscribe canalul nostru de YouTube dacă vi s-au părut utile recomandările mele de astăzi. Nu uitați să jucați Super 12, etapa săptămânii se închide astăzi după amiază, jucați gratuit și câștigați 10.000 de lei cash sau unul dintre premiile de consolare nelimitate. Ne vom revedea săptămâna viitoare cu alte predicții, până atunci știți povestea, spor la bani și baftă la pariuri!